10 lucruri pe care recrutorii le urăsc la candidați. După ce am lucrat câțiva ani buni în domeniul recrutării și după discuții interminabile cu colegi din domeniu, iată 10 dintre cele mai enervante elemente pe care le detestăm la candidați. Această listă ar trebui să fie utilă și pentru candidați, deoarece îi va ajuta să înțeleagă punctul nostru de vedere. Și va preveni orice situații enervante în activitățile lor de căutare a unui loc de muncă. Deci, iată-le! CV-uri neadecvate, CV-uri prea scurte, CV-uri prea lungi. Am primit unul care avea 14 pagini, CV-uri care nu au nicio legătură cu jobul, CV-uri fără detalii de contact, CV-uri cu adrese de e-mail stupide. Mă rog, aici fiecare decide ce nume și alege. CV-uri cu nume tâmpite, candidați care nu-și oferă numele adevărat, precum Poker DJ. Oameni buni, chiar sperați că cineva vă va contacta pentru o slujbă serioasă. Dacă ați pus un astfel de nume în CV-ul dumneavoastră? CV-uri în alte limbi decât cele solicitate. CV-uri care menționează g s g d y -U -E pentru numele curent al companiei. CV-uri care, în loc de responsabilități pentru o anumită funcție actuală, menționează doar descrierea companiei. Am primit un CV odată de la cineva care lucra într-un hotel. Nu și-a menționat responsabilitățile acolo. Dar a considerat potrivit să-mi spună câte camere avea hotelul, ce sau uimitoare, Wi-Fi și alte tâmpeni. Băieți, aplicați pentru un loc de muncă sau îmi vindeți o vacanță? CV-uri urâte pe care nimeni nu se deranjează să le formateze și să le pună într-un șablon frumos și lizibil. Am primit CV-uri în format TXT, fără niciun fond sau aliniere. CV-uri care mint, studii false, nivel greșit de limbi străine, cursuri false. Lista poate continua, dar mă opresc aici. Candidați care nu răspund când sunt contactați. Aceasta este o mare pierdere de timp pentru recrutor, pierzând timpul cu apeluri telefonice inutile sau scriind e mail la care nimeni nu răspunde. Imaginați-vă că nimeni nu vă va mai apela vreodată după 3-4 încercări. Dacă sunteți disponibil numai în anumite ore sau în anumite zile, vă rugăm să menționați în CV. Nu ne lăsați să sunăm ca nebuni. Mulțumiri! Candidați care nu apar la interviuri și nu sună pentru a reprograma sau explica. Timpul recrutorului este complet pierdut. Nu se poate programa altcineva în doar câteva minute. Trebuie să stăm acolo și să așteptăm cel puțin 15 minute înainte de a renunța. Trebuie să începem să efectuăm apeluri telefonice. Ca să nu mai vorbim de timpul pe care l-am pierdut deja, citind CV-ul și parcurgând etapele anterioare ale selecției. Păieți, dacă nu doriți o anumită slujbă, fiți suficient de curajoși să spuneți acest lucru. Îmi pare rău, dar nu mă mai interesează. Puteți chiar să ne dați o minciună frumoasă, că ați primit deja o ofertă mai bună, dar nu lăsați recrutorul să aștepte. Probabil că vă va trimite CV-ul direct la coșul de gunoi. Șansele de a fi apelat din nou sunt aproape zero. Aveți probleme de atitudine, iar dacă s-ar putea să fiți bun, poate pentru o altă poziție în viitor. Prezentarea la interviu mult prea târziu. Vă rugăm să nu faceți acest lucru decât dacă ați sunat înainte pentru a explica că nu puteți găsi locația sau că s-a întâmplat ceva cu adevărat grav. Întârzierea înseamnă de cele mai multe ori o schimbare a întregului program pentru întreaga zi și pentru restul candidaților. Riscul dumneavoastră este să treceți printr-un interviu superficial sau să pierdeți locul de muncă în favoarea cuiva care a fost acolo la timp. Prezentarea la interviu fără invitație. Nu o faceți. Niciun recrutor nu își va schimba programul pentru a se întâlni cu dumneavoastră. Mai ales că a nu fi invitat poate însemna că aveți un CV respins. Riscul este să păreți disperat și acest lucru nu este văzut ca un lucru bun. Recrutorii au sute de CV-uri de citit și o mulțime de alte activități în minte. Reclame, promoții, tarife pentru anunțuri online, raportări, alte interviuri. Cererea de schimbare a programului lor nu va fi apreciată. Mai bine trimiteți un e-mail sau sunați și cereți politicos un interviu aveți șanse mai mari decât să vă prezentați neinvitați. Acesta este sfârșitul primei părți a acestui articol. Celelalte 5 elemente în videoul următor. Vă mulțumesc! 10 lucruri